Peste 20.000 de credincioși au participat astăzi pe stadionul din Iași la o ceremonie impresionantă de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Eveniment unic în Iași, peste 20.000 de persoane au participat la ceremonia de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici, teolog al Bisericii Catolice din România. Ceremonia a avut loc pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, iar slujba a fost oficiată de mai mulți episcopi, dar și de cardinalul Angelo Amato, trimis al papei Francisc. A fost o ceremonie impresionantă astăzi la Iași, unde aproape 25.000 de pelerini au participat la slujba de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici. Soborul format din 550 de preoți a fost condus de cardinalul Angelo Amato, trimisul papei Francisc. Anton Durcovici este al patrulea preot catolic din România, martir al credinței în perioada prigoanei comuniste, declarat fericit. Anton Durcovici a fost ridicat la rangul de fericit și va fi trecut în calendarul diecezei locale în 10 decembrie, ziua morții sale. Prin beatificarea episcopului Anton Durcovici se aprinde încă o stea pe bolta cerească a martirilor lui Hristos. Acesta este cu adevărat martirul care și-a vărsat sângele pentru numele lui Hristos. De amenințările judecătorilor nu s-a temut și a ajuns în împărăția cerească. Toți martirii se înveșmântă azi cu haina lor cea sfântă. Anton Foclie vie. Astăzi se împlinește un an de când am avut marea bucurie ca păstorul nostru, episcopul Anton, să fie ridicat la demnitatea de fericit, martir al bisericii noastre. Facem sărbătoare astăzi în catedrala noastră și în toate comunitățile din întreaga dioceză.